Ce face băieții? Linge înghețăți? Rețelele sociale au fost gândite să ne ajute să comunicăm la distanță, dar din motive comerciale s-a ajuns la ceea ce avem astăzi. Acum, dacă mergem la concert la Coldplay și îl huiduim pe Babașa, ne uităm a doua zi de dimineață pe rețelele sociale, iar seara, când mergem la al doilea concert, îl vom aplauda și vom spune că a fost mai tare decât Coldplay. În social media căutăm să fim validați, apreciați și invidiați. Să fim un fel de zei, perfecți și nemuritori. Da, putem fi perfecți în social media pentru că acolo putem crea un personaj, un avatar pe care lumea îl vede, care postează acele adevăruri alterate și face ca totul să fie bine. Și nemuritori putem fi, pentru că în 2070 se presupune că pe Facebook vor fi mai mulți decedați decât utilizatori activi. Cumva ne dorim niște standarde foarte înalte care sunt foarte similare. Totul este la superlativ, totul trebuie să fie perfect. În momentul când toți oamenii ar fi perfecți, asta ar însemna că atingem un grad de egalitate socială cum nicio altă ideologie politică nu a putut să o facă până acum. Problema este când nu suntem toți la fel și nu avem diversitate. Ne blocăm. Nu mai avem unde să evoluăm, nu mai avem ce să descoperim. Pentru că noi descoperim tocmai în virtutea faptului că căutăm să vedem și o altă variantă, fie a noastră, fie a lucrurilor, fie perspective diverse. De ce ne place să călătorim? De ce ne place să descoperim alte culturi? Pentru că ne place să ne comparăm. Social media este un tool, adică o unealtă pe care ar fi bine să o perfecționăm, adică să perfecționăm modul în care o folosim. Așa ne putem crea avantaje, așa putem avea conexiuni noi, oameni pe care în viața reală nu am fi avut șanse să-i întâlnim vreodată. Putem deveni activiști să salvăm balenele din Tekirgöl sau poate pe cele din Vama Veche. În același timp putem avea și oportunități în carieră, putem întâlni oameni care ne pot ajuta să evoluăm. Despre iluzia socializării, despre cum intrăm într-o cameră a ecourilor din cauza algoritmilor, aflăm astăzi de la Dana. Haideți să o urmărim. Modul în care noi utilizăm internetul, platformele sociale și tehnologia în general, generează o gamă largă de efecte sociale sau la nivelul indivizilor, influențând într-o măsură mai mare sau mai mică relațiile noastre sociale. Tot acest mecanism are un caracter puternic dual. Asistăm la o polarizare a structurii sociale în ceea ce privește utilizatorii, da? Noi oamenii, noi cei care folosim aceste unelte instrumente de comunicare. Uneori această iluzie a conectivității ne poate afecta negativ, în sensul în care avem senzația că substituim relații sociale autentice prin acele relații virtuale pe care le putem crea de la zero până la urmă în mediul online. Și aici tinerii și copiii sunt într-adevăr grupul cu cea mai mare vulnerabilitate de risc. La aceste vârste fragede, acceptarea socială din partea grupului de prieteni, acei peers, acele grupuri de referință spre care ei tot tind, este mult mai mare, are un impact mult mai mare, drept pentru care sunt foarte ușor influențabili. Pe de altă parte, trebuie să ne gândim că, de exemplu, în cazul adulților, înstrăinarea socială este o amenințare ceva mai puternică în zona lor de vârstă, în sensul în care poate duce la alienare socială, încep să se compare cu ceilalți, sunt expuși la vieți ideale, la acele vacanțe ideale, la performanțe profesionale deosebite, pe care aceștia își doresc la rândul lor să le atingă, prin simplu fapt că sunt expuși la același tip de conținut. De ce sunt ei expuși la același tip de conținut? Pentru că utilizarea, patternul de utilizare al platformelor sociale creează bule informaționale, care sunt de fapt niște ecouri
ale propriilor convingeri. Și de ce spun că afectează mai mult adulții? Pentru că adulții sunt categoria de vârstă care au deja niște convingeri foarte bine formate, accesează un anumit tip de conținut care poate, prin încrucișare, pot crea un anumit tip de algoritm, iar acel algoritm nu face altceva decât să-ți valideze propriile tale convingeri. Mai avem, pe de altă parte, vârstnicii, care, deși sunt, să zic, o categorie socială de utilizatori în creștere, folosesc din ce în ce mai des mijloacele de comunicare pentru a relaționa, pentru a-și găsi prieteni, rude, de a menține legătura cu rudele la distanță, pot crea frustrare chiar și în rândul acestei categorii de vârstă, prin simplu fapt că nu pot ține poate pasul cu tehnologia, le este greu să acceseze anumite canale sau anumite modalități de a comunica. Experiența și vârsta, înaintarea în vârstă, oferă o plasă de siguranță în plus în ceea ce privește consumul de online, de tot ce înseamnă online. Studiile, în general, și de sănătate mentală și cele din zona socio-umană arată că nu există o relație directă între utilizarea online-ului și, de exemplu, această înstrăinare, izolare socială. De fapt, avem la mijloc o multitudine de variabile latente care, prin combinarea lor, pot duce la cazuri diferite. Această iluzie a conectivității este principala capcană în care pot cădea tinerii cel mai adesea, în sensul în care ne adunăm, dar nu ne întâlnim. Diferența între realitate și mediul virtual stă în faptul că în cel din urmă avem relații sociale mediate prin tehnologie, prin tot ce înseamnă filtre online și așa mai departe, pe când în realitatea prezentă, relațiile sociale sunt autentice, în sensul că sunt spontane. Nu avem acel timp, acel delay în care să ne conformăm acelor filtre sociale care ne oferă o anumită dezirabilitate socială în mediul online. Tocmai de aceea, de exemplu, tinerii sunt foarte acaparați de această iluzie a online-ului, pentru că își pot face profile conform dorințelor și așteptărilor lor și nu neapărat conform specificităților lor autentice. Adică pot fi cineva pe care vreau să îl arăt public. Este avatarul meu public. Nu este neapărat ceea ce simt, ceea ce gândesc. Și am la dispoziție acel timp, din spatele unui calculator, telefon, de a-mi expune o anumită opinie în modul în care vreau să fie văzută, auzită. Practic vreau să influențez. Această iluzie de putere pe care o avem fiecare ne dă posibilitatea să avem, practic, propriul nostru jurnal online. Eu nu trebuie să ne mai uităm doar la știri, ci pot să fiu, să am canalul meu de știri propriu. Fiecare poate să fie propriul său regizor în filmul său. Problema este când se termină filmul și când începe realitatea. Atunci când acest decalaj între ce înseamnă virtual, ce înseamnă online și realitate este foarte mare, lipsa aceasta de autenticitate poate crea o distorsionare a realității foarte puternică. Cu cât decalajul este mai mare, cu atât efectele negative au o probabilitate din ce în ce mai mare să apară. Marea diferență între interacțiunile din mediul virtual și cele față în față sunt faptul că acel mediu virtual ne oferă un mediu de interacțiune, o experiență în sine pe care nu o putem trăi cu toate simțurile noastre. Aici este marea diferență.
pentru că distorsionează realitatea într-un mod în care o percepem diferit. Omul, ca să poată să discearnă între ceea ce este real, ca experiență autentică, și ceea ce este virtual, mediat, are nevoie să simtă, să miroasă, să palpeze lucrurile. Ca acea experiență să fie completă. Este ceea ce se întâmplă, de exemplu, în tot ce înseamnă modelarea inteligenței artificiale, cu acel efect uncanny. Adică în momentul în care expunerea virtuală devine una exagerată, experiența de utilizare a unui joc sau unui program, a unei platforme, scade satisfacția utilizatorului, pentru că el devine conștient de faptul că el se află într-un mediu virtual și nu în unul real, în care să poată simți cu toate simțurile sale. Într-un mediu virtual, mediat, în care lucrurile se întâmplă în dinamica și viteza pe care tu alegi să se întâmple, duce mai ales în rândul copiilor la aceste probleme de deficit de atenție. Plus, o altă problemă este că scade foarte mult empatia. Oamenii, dacă nu se văd și nu se simt, nu pot fi empatici. De aceea empatia se spune că va fi una dintre valorile umane cel mai mult căutate, pentru că va fi pe cale de dispariție. Iar oamenii nu pot fi empatici dacă nu se întâlnesc, nu se văd, nu se simt reciproc. Ca părinți ne putem sprijini copiii și îndemna spre explorarea naturii, spre hobby-uri și pasiuni, spre sporturi și așa mai departe. Dar este mult mai greu pentru copii, pentru că acolo trebuie să facă un efort. Lipsa efortului pe care platformele online le oferă este ca un drog, creează o dependență. Și este ca și cum i-ai da unui om posibilitatea de a munci deloc, mai puțin sau mai mult. Inevitabil, probabil că reacția spontană va fi, dacă are de ales, să facă cât mai puțin efort pentru a-și atinge acel nivel de satisfacție, de dopamină, pe care dependența de rețele sociale o dă într-un mod foarte accesibil.